Poate, eu sunt ca o mănuș mi-a venit păi ce asta. S-a întâmplat? Dă-mi un indiciu, n-am unde să caut. Deci, iau hârtie. Dar nu, hai că stau pe asta, zi-mi despre ce e vorba. E mai bine așa. E mai bine. Dar le dai. Cum să nu le dau? Oricum. Dar să nu, văd, eu trebuie să, vreau să văd. Să pot să și verific ce îmi spui. Să verific, bă, dacă îți spun că-ți verific. Păi zi-mi exact despre ce oricum, vreau să văd acum dacă Stoica îl mai lasă, pe ăsta. Eu nu știu dacă depinde de Stoica, că păi și Stoica primește ordine politice, da, din altă parte. Stoica depinde. Mi-a plăcut cum ai băgat azi cu Stoica cu ăla. Ia zi-mi despre ce vorba. Da, stai și că am băgat eu, să nu uit. Nu știu dacă știa că e scrisul meu. Da, bă, stai, nu știu. Băi, omule, deci, ascultă-mă, hai, sunt verificat. Băi, nevastă mea lucrează acolo. La salvare. Da, mă. Am înțeles, zi-mi. Băi, nevastă mea a fost atât șefă. Și a jos, a fost lăsând de șefă, nevastă mea. Am zis și lui ăsta, zic, lui Stoica. Da, mă, eu i-am spus în față. Pe mine cine m-a oprit până la alegeri, că îi făceam varză. Și mi-a zis, bă, lasă-l în pace, știi cu tare. Că mi-a dat una, zi-mi, lasă. Ciocolan Maria. Da. Ciocolan. Mi-a plăcut cum ai băgat-o pe asta. Ana Maria, da. La, nu Ana, Maria, Maria, Ana. Ciocolan Maria, da. Da. Șefă biroul resurse umane. El are subalter. Da. Pe fiul ei. Ciocolan Adrian, l-auzi? Vei, da. Te întreb un lucru. Vei, omule, ce? Fiul ei. Ciocolan Adrian. Dar pe nevasta de ce a schimbat-o? Pe nevasta mea? Că a zis că e fufă pe de listă. Zi-mi despre ce e vorba. Vei, așa. Cei trei? Da? Adică cei trei care? Mă las să vorbesc. Așa, Ciocolan, zi. Da. Asta. Gotea, da? Victorița și Gavrilă Ioan. Ioan. Asta cine e Gavrilă Ioan? Nicol. Cine? Au dat examen. Schimbă ce spuneți. Și Ioan, au dat, da, examen pentru funcția de șef din rău. Examen pentru care nu s-a publicat. Și a de șef de birou. Șef birou. Ce nu a fost publicat. Da, da. Deci nu s-a publicat nicăieri. Ce nu s-a publicat. Așa. Dar rămâne între noi dacă... Păi nu vezi, deci, mă, că nu... scriu ce ai... Da? Bun. Iar din comisia de examen, da, a făcut parte nepoata lui Gotea Victorița, Mincu Ana Maria. Ea e? Am ce trebuie. A făcut parte nepoata lui Gotea. Lui Gotea Victorița. Nepoata lui Victorița, da. Mincu Ana Maria, minuță, Mincu Ana Maria. Mincu Ana Maria. Virgulă. Alin Chetroi. Mincu Ana Maria. Mincu Ana Maria, da. Liniuță, subalternul Victorița. Stai, a, cine mai e următorul după... Alin Chetroi. Chetroi, Alin. Nu-l cunosc. Alin Chetroi, da. Chetroi. Da? Subalternul lui. Victorița asta. Am zis și lui ăsta, lui ăsta, zic, lui Stoica. Da, mă, eu i-am spus în față. Pe mine cine m-a oprit până în alegeri, că îi făceam varză. Și mi-a zis, bă, lasă-l în pace, știi cu tare. Că mi-a dat una, Zi-mi, lasă-l. Ciocolan Maria. Da. Director economic, Ciocărlan. Ciocărlan. Mi-a plăcut cum ai băgat-o pe asta. Ana Maria, da. La, nu Ana, Maria, Maria, Ana, Ciocărlan Maria, a, da, am, da, da. Șefă biroul resurse umane. Birou resurse umane. El are subalter. Da. Pe fiul ei. Ciocărlan Adrian, l-auzi? Vei, da, vei, omule, vei, omule. Te întreb un lucru. Vei, omule, ce? Fiul ei. Ciocărlan Adrian. Dar pe nevasta de ce a schimbat-o? Pe nevasta mea? Că a zis că e fufă pe de listă.